Anul acesta, în materie de evidență a persoanelor, vor fi implementate două proiecte naționale: proiectul de emitere a actelor de stare civilă informatizat și cartea electronică de identitate. Pentru acest sistem național informatic de emitere a actelor de stare civilă, termenul de implementare este stabilit prin hotărâre de guvern până pe 27 septembrie.